Astăzi vom începe o serie de trei episoade dedicate locului unde au fost deportați prizonierii geți capturați de armata lui Darius în anul 514. Este un subiect inedit pe care l-am tratat în premieră în cartea Davele Dacilor, dar carte care va apare la sfârșitul acestui an. Și aici vom explica pe înțelesul tuturor acest subiect inedit, cu mult mai multe fotografii și cu animații, întrucât în carte nu am putut să introducem asemenea mijloace de explicare a fenomenului. Așadar, astăzi în primul episod, vom vorbi despre sursele istorice, ce ne spune Herodot despre episodul capturării geților din Dobrogea, cum au fost ei capturați. Vom înfățișa de asemenea și alte episoade similare pentru a încerca să găsim locuri comune și să vedem acolo unde nu sunt informații pentru geți, să le extragem din celelalte episoade în legătură cu alte popoare capturate și deportate de către Darius. În episodul 2 vom înfățișa situația provinciilor din Imperiul Persan. Ce existau, ce populații au fost deportate în diferite provincii și în care provincii au fost deportați geții capturați din Dobrogea și duși de Darius într-o provincie nou întemeiată. În episodul 3 vom înfățișa istoria acestor geți și faptul că ei și-au păstrat numele, obiceiurile și multe altele. Vom aduce detalii începând cu secolul V, când au ajuns ei acolo, și până în vremea romană și apoi până în vremea cuceririi arabe, când au fost cuceriți și obligați să se retragă în munți. Așadar, astăzi despre începutul acestei istorii, și anume faptul că geții au opus rezistență, iar apoi au fost capturați și în cele din urmă duși în captivitate într-o provincie nouă înființată din Imperiul Persan. Darius și-a început campania împotriva geților de la gurile Dunării în anul 514, pornind de la Susa, așadar de lângă Persepolis, capitala Imperiului Persan. Apoi a înaintat cu marea sa armată, alcătuită, așa cum spune Herodot, prin Babilonia, apoi prin Asiria, a ajuns la Asur, adică pe văile fluviilor Tigru și Eufrat, după care a ajuns la sudul munților din Comagene, din Turcia de astăzi. A înaintat pe țărmul sudic al Mării Ionice, însoțit de cele 600 de corăbii care îi asigurau aprovizionarea în diferite porturi. Deci această armată a avut un traseu de coastă, fiindcă numai așa a putut fi aprovizionată cu alimente din diferite orașe ale Imperiului. După care a ajuns în provincia Lidia, o provincie original tracică, fiindcă aici au ajuns tracii din Valea Dunării în anul 1000, chiar mai devreme, iar apoi a trecut Bosforul, a făcut primul pod de vase cu vase din Ionia, adică vase grecești, iar apoi aceste vase au fost duse la gurile Dunării și au înaintat, așa cum spuneam și în episodul anterior, pe brațul Sfânt și au ajuns la Isaccea, unde există un mal stâncos și la sud și la nordul Dunării, iar apoi au înaintat spre Sciția. Herodot, în istorie, cartea a patra, paragraful 93, susține răspicat că dintre toate popoarele pe care le-a întâlnit Darius pe parcursul acestui drum
care au avut peste 2500 de kilometri, singurii care au pus rezistență au fost geții. Iată ce spune Herodot în acest fragment. Citez: înainte de a ajunge la Istru, Darius îi supuse mai întâi pe geți care se cred nemuritori, căci tracii care au în stăpânirea lor Salmidesos și care locuiesc la miază noapte de Apolonia și de orașul Mesambria, numiți Schirmiazi și Nipsei, i s-au închinat lui Darius fără nici o împotrivire. Geții însă care luaseră hotărârea nesăbuită de a-l înfrunta au fost robiți pe dată, măcar că ei sunt cei mai viteși și mai drepți dintre traci. Iar la paragraful 96, deci trei paragrafe mai spre finalul cărții, Herodot afirmă, citez, așadar, geții care duc un astfel de viață, adică care sunt cei mai viteși și mai drepți dintre traci, fiind supuși de perși, urmară și ei grosul oștirii. Am încheiat citatul. Se cuvine să facem câteva comentarii despre câteva concepte din aceste două citate. În primul rând, este vorba de a explica ce înseamnă robit. Robit înseamnă că au fost luați prizonieri, deci armata getică, după ce a fost învinsă, probabil înconjurată de marea armată de 700.000 de soldați ai perșilor, au fost înconjurați, au fost luați prizonieri și apoi au fost transformați în sclavi. Deci aceasta înseamnă a robi pe cineva. Iar statutul sclavilor, cum vom vedea mai încolo, din alte citate de-a lui Herodot referitoare la alte populații, vor fi deportați și stabilizați în diferite provincii ale Imperiului Persan. O altă frază care trebuie explicată, care nu este bine descrisă de Herodot, întrucât a fost interpusă în cadrul avansării spre nord a armatelor persane, este că după ce au fost supuși, după ce au fost robiți, după ce au fost transformați în sclavi, geții ar fi urmat grosul oștirii persane, adică s-ar fi îndreptat spre nord. O asemenea ipostază este imposibilă, întrucât cei 700.000 de soldați persanii aveau nevoie de multă hrană și era imposibil să îi mai ducă și pe geți spre nord, adică spre sciți, în toiul războiului, și să le asigure și acestora alimentele necesare. Cel mai probabil este vorba despre trimiterea lor cu un contingent al armatei persane spre sud, spre provinciile Imperiului Persan, unde au fost robiți. Deci, în niciun alt război din istorie, din câte există, cei care au fost luați în prizonierat nu au urmat spre frontul advers armatele care au făcut prizonieri, ci dimpotrivă au fost trimiși în spatele frontului pentru a fi trimiși în țara unde ei vor fi supuși și transformați în sclav. Deci, în acest sens trebuie înțelese informațiile lui Herodot. În continuare vom vedea unde s-au întâmplat aceste lucruri pe hartă, fiindcă vom pune pe hartă atât orașul Salmidesos, cât și Apolonia și Mesambria, dar și triburile pe care le amintește aici Herodot. Am înfățișat pe această hartă traseul armatei lui Darius din Tracia și din Geția. Așadar, Herodot spunea că armata persană a trecut pe lângă Salmidesus, care era în stăpânirea tracilor, apoi a înaintat pe coastă, în nordul, spre nord, pe lângă Apolonia și Mesambria, care erau colonii ioniene, iar grecii din aceste colonii l-au ajutat pe Darius cu formarea podului. Apoi au trecut pe lângă catena munților Hemus, spre Marea Neagră, pe lângă triburile Nipseilor și ale Schirmiazilor,
După care armata persană a înaintat în podișul Dobrogean, în cadrilater, iar apoi în Dobrogea de astăzi. Aici s-a întâmplat bătălia dintre armatele getice și Marea Armată a persanilor. Aici au fost luați geții prizonieri. Dacă considerăm și alte episoade din istorie ulterioare, deci din secolul I era noastră, adică cu 6 secole ulterior, episoade ulterioare, este vorba despre bătălia de la Dâmblăcisi, care bătălie s-a întâmplat, s-a petrecut cam, s-a derulat cam în aceleași condiții, adică armata getică a opus rezistență marii armate romane conduse de Traian, iar pe platou de la Dâmblăcisi, din spatele satului actual, s-a dat cea mai mare bătălie din istoria acestor războaie cu romanii. Apoi armata persană a înaintat spre nord și a trecut Dunărea, așa cum spuneam, pe la Isaccea, fiindcă doar acolo există un mal stâncos. Sigur, este doar o ipoteză localizarea bătăliei la Dâmblăcisi. De-a lungul istoriei, niciun istoric grec, niciun istoric roman, niciun istoric persan, niciun istoric bizantin, niciun istoric român sau bulgar nu s-au preocupat de locul unde a avut loc această bătălie și, evident, acest loc a trebuit să lase urme, fiindcă aici au fost masate două mari armate, Marea Armată Persană de 700.000 de oameni și armata getică al cărei efectiv nu îl cunoaștem. În mod evident, această bătălie a lăsat urme pe teren și probabil că ele vor fi descoperite dacă cineva analizează atent cu fotografii aeriene sau cu scanări laser acest platou. În mod sigur, această bătălie a lăsat urme pe teren. Întrucât Herodot nu dă detalii despre unde au ajuns prizonierii geți, și nu de detalii despre numărul lor și unde s-a petrecut bătălia, pentru a face comparații între acest episod foarte important pentru istoria strămoșilor noștri și alte episoade petrecute în același timp, în anii următori, tot pe vremea domniei lui Darius, trebuie să facem o descriere sumară a ce s-a întâmplat cu peonii din Traci. Este un trib tracii care a avut aceeași soartă ca și geții. Iată ce scrie Herodot despre peoni în cartea a 5-a, paragraful 14. Darius scrisese o scrisoare lui Megabazos, este generalul pe care l-a lăsat în Tracia, pe care l-a lăsat comandant în Tracia, poruncindu-i să-i scoată pe peoni din așezările lor și să-i strămute la el, adică în Persia, atât pe ei, adică atât pe bărbați, cât și copiii și femeile lor. Am încheiat citatul. Iar în paragraful numărul 15, în aceeași carte 5, susține următoarele, citez: peonii, când aflară că orașele lor au fost ocupate, adică nu au depus niciun efort, nicio bătălie cu persanii, împrăștindu-se, îndată care încotro, plecare cu toții acasă și se predară perșilor. Astfel, dintre peoni, apoi urmează alte triburi pe care Herodot le înșiră aici, și cei cu așezările până la lacul Prasis, este un lac din actuala Grecia, au fost scoși din așezările lor și duși în Asia. Prin Asia se înțelege Imperiul Persan. Am încheiat citatul. Herodot mai precizează apoi că alți peoni din jurul muntelui Pangaion, este cel mai bogat munte din Grecia sau de la granița între Grecia și Tracia, în mine de aur și de argint, nu au fost capturați de către perși. Faptul că Herodot menționează muntele Pangaion, unde erau cele mai multe mine din antichitate din Grecia și din Tracia, mine de aur și de argint, înseamnă că scopul cu care perșii au făcut această cucerire, această capturare și apoi deportare de populații, a fost în mod evident de a-i duce în Imperiul Persan și de a-i pune să exploateze minele de acolo.
fiindcă peonii erau buni mineri. Ei au ajuns, așa cum spune Herodot în paragraful 23, la Sardes. Acolo i-a dus Megabazos. Au avut așadar un parcurs pe uscat. Sardes era în Lidia, pe coasta occidentală a Turciei de astăzi, unde de asemenea se aflau importante mine de aur. Un alt episod cu altă populație petrecut tot pe vremea lui Darius se referă la grecii din Milet, care au fost de asemenea capturați și duși să lucreze în Imperiul Persan, fiindcă aceștia erau buni navigatori, buni organizatori și ei practic au colonizat întreaga Mare Neagră cu colonii. Iată ce spune același Herodot în cartea 6, paragraful 20. Citez: milesienii care au căzut atunci prizonieri fură strămutați de aici la Susa, adică în capitala, lângă capitala Imperiului Persan. Regele Darius, fără să le facă alt rău, îi așeză lângă marea numită Roșie, în orașul Ampe, pe lângă care curge fluviul Tigru la vărsarea sa în mare. Am încheiat citatul. Prin urmare, milesienii, care erau buni navigatori, constructori de corabii și întemeietori de orașe, au fost duși la vărsarea Tigrului în mare probabil pentru a organiza navigația pe fluviu, pentru a asigura desantul persan în amonte pe acest fluviu, și probabil că ei au constituit cei care vor organiza în deceniile următoare flota perșilor pentru războaiele cu grecii. Acest lucru nu îl spune Herodot, probabil pentru că nu-l știa. Apoi un alt popor care a avut aceea soartă ca și geții, ca și peonii și ca și milesienii, au fost deportați în Imperiul Persan, sunt eretrienii, care au fost duși în Persia pentru a exploata resursele de asfalt, de sare și de petrol. Iată ce spune Herodot în legătură cu acești eretrieni. Citez: eretrienii au fost colonizați într-un loc al regiunii Chisia. Aici se află un puț cu asfalt, sare și ulei. Extracția se face cu un fel de balanță de care este legată în loc de găleată o jumătate de burduf. Aici îi coloniză Darius pe eretrieni, iar aceștia stăpâneau acest loc până pe vremea mea, adică până pe vremea lui Darius, adică au stat acolo încă decenii întregi, păstrându-și limba lor veche. Am încheiat citatul. Așadar, din ceea ce spune Herodot în legătură cu eretrienii, în legătură cu milesienii și în legătură cu peonienii, putem extrage câteva concluzii foarte importante în ceea ce privește soarta geților care au ajuns în Imperiul Persan și au fost făcuți sclavi. Deci Darius nu a făcut aceste războaie cu scopul de a ucide pe cei pe care i-a supus, ci dimpotrivă de a-i captura și pe cei mai importanți, pe cei mai buni oameni ai vremii care se pricepeau. Iată, milesienii l-a construit de corăbii, peonii la extracția aurului, iar eretrienii la extracția asfaltului și a petrolului, și a dus în Imperiul Persan pentru a dezvolta anumite provincii. Vedem că fiecare din aceste popoare a fost dus într-o anumită provincie cu un anumit specific. De asemenea, toate aceste trei popoare plus geții, al patrulea, au fost duși pe uscat, fiindcă deportarea unei mari mulțimi de populații, copii, femei, bărbați și așa mai departe, nu putea să fie pe apă cu corăbile, fiindcă corăbile în acea vreme nu puteau să ducă oameni. Practic ele erau ocupate cu cei care vâsleau și cu cei care se ocupau de navigație. De asemenea, putem vedea, iată, din cazul eretrienilor, că aceștia și-au păstrat, așa cum vom vedea și în cazul geților în episoadele ulterioare, că și-au păstrat limba. Deci persanii nu le-au impus să-și schimbe nici religia și nici limba,
nici milesienilor, nici eretrienilor și nici peonilor, fiindcă peonii vom vedea în secolele următoare în Imperiul Persan vorbind limba tracică. Ei s-au, o parte dintre ei de fapt s-au întors în patrie după ce și-au răscumpărat libertatea, fiind într-o provincie mai apropiată de patrie. Însă geții nu s-au întors și și-au păstrat de-a lungul secolelor același nume. Îi vom vedea într-o provincie nou creată așadar de Darius după cuceririle din care au urmat în Egipt.